ce stadiu este Planul Național de Gestionare a Deșeurilor? Când va fi dat el în considerare publică? Se lucrează. Întrebarea e foarte bună pentru că acest plan este o condiționalitate ex ante față de Comisia Europeană. Avem procedură de infringement aici. Termenul final era 31 decembrie 2016. Pare rău că nu, lucrurile nu s-au mișcat mai repede înainte de acest termen. Noi l-am preluat ca atare, am ales una din cele trei soluții prezentate de consultantul extern. Se lucrează, probabil că în următoarele 2-3 săptămâni vom avea varianta finală pe care o punem conform procedurii în dezbatere publică pentru o perioadă de 6 luni de zile. Imediat după această perioadă se va emite hotărârea de guvern și vom avea planul aprobat. Asta înseamnă că imediat după aprobare prin hotărâre de guvern, condiționalitatea va fi marcată ca fiind îndeplinită și cei care și-au făcut, care nu și-au făcut până acum sisteme de management integrat al deșeurilor pot aplica pe programul operațional infrastructură mare. Ce soluție s-a ales dintre cele trei? S-a ales o soluție care cuprinde, pentru că aici e întrebarea, care cuprinde o stație de tratare, stații de tratare termică cu cogenerare, dar care să fie, și după discuțiile pe care le-am avut la nivel european, știți bine că m-am întâlnit cu cei doi comisari, au venit aici chiar mai mulți reprezentanți ai Comisiei și după discuțiile cu dânsii am ajuns la această, le-am prezentat această variantă. Cu siguranță pentru cei care se îngrijorează de posibilele efecte, de posibilele, emisii, cu siguranță noua tehnologie pe care o folosesc și se folosește în aproape toată Europa, noua tehnologie nu permite niciun fel de, să spun așa, fisură în sistem, ca atare nu va fi niciun fel de pericol pentru mediu. Și pentru sănătatea oamenilor? Sub nicio formă, asta este preocuparea și noile tehnologii se încadrează în toate limitele admise la nivel european și mondial. ONG-urile de internaționale de mediu, cum Greenpeace, Friends of the Earth sau Zero Waste, susțin că totuși incinerarea este o soluție care descurajează reciclarea, creează mai puține locuri de muncă decât reciclarea și, spun ei, creează și poluare. Dumneavoastră spuneți că nu. Sigur că există o preocupare și trebuie să ne luăm toate măsurile. Eu mă bucur, sunt în acord cu cei care militează pentru aceste lucruri și garantăm că atunci când vor fi luate soluțiile respective de către, când vor fi adoptate soluțiile de către autoritățile publice locale, va trebui și noi ca Ministerul Mediului și ONG-urile la care faceți referire să ne preocupăm ca tehnologia folosită să fie cea care să nu permită niciun fel de posibilă, să spunem așa, abatere care să afecteze mediul sau sănătatea. Deci noi creăm un cadru prin Programul Național de Gestionare a Deșeurilor, după care, care va fi extrem de restrictiv, astfel încât să nu dea posibilitatea autorităților publice locale să folosească tehnologie care să nu fie adecvată. Sigur că și Comisia Europeană recomandă să folosească cât mai puțin. Probabil că va fi un procent de deșeuri care pot merge către zona de tratare termică pentru cogenerare. Se discută în momentul de față, nu va fi un procent mare, pentru că preocuparea și a noastră este aceea de a avea reciclare cât mai, știți că e un concept de economie circulară despre care se discută în momentul de față și care va însemna într-o anumită perioadă de timp ca tot ceea ce aruncăm să fie refolosit în sistem într-o formă sau alta. Pentru țările însă care au, cum este România, România este pe primul loc la nivel european din punct de vedere al cantității care se depozitează. Pentru astfel de țări, soluția aceasta este agreată și se folosește cu aceste constrângeri legate de sănătate și de mediu. Vorbează un procent de 15% la un moment dat? Da, este un procent care încă se discută și aici, sigur, în colaborare cu consultanții externi, nu-l stabilim, ca să spunem așa, la nivel politic. Aici îl folosim la nivel tehnic, în funcție de rezultanta grupului de lucru. Avem un infringement și pe gropile de gunoi și probleme pe siturile contaminate. Când se va rezolva această situație? Pe zona de deșeuri municipale și industriale e o situație care a depășit faza de infringement. Deja Comisia Europeană a anunțat că România, alături de alte state, va fi acționată în judecată. Asta înseamnă că într-un termen probabil de 2-3 luni de zile va fi formulată acțiunea la Curtea Europeană de Justiție, după care, într-un termen, estimez eu,
de aproximativ un an de zile, va trebui să fie finalizat procesul respectiv, în fața căruia avem anumite argumente, dar nu suficient de solide, pentru că realitatea este că aceste angajamente pe care le-am luat față de Comisia Europeană pentru închiderea depozitelor neconforme sunt angajamentele noastre. România le-a asumat în fața Comisiei și nu le-a îndeplinit. Sunt două categorii. Deșeurile municipale, acele gropi, cum le spuneați, care aparțin comunităților locale și care nu mai sunt conforme, trebuiau închise de mai mult timp, 45 din cele 65 sunt deja închise, 12 sunt în curs de închidere, pentru o situație, a fost o greșeală din câte am înțeles și atunci vom scoate depozitul respectiv și mai rămân 7. pe care încercăm să le ajutăm acum. Suntem în colaborare și în contact permanent cu autoritățile publice locale să încercăm să rezolvăm situația și dacă sunt probleme care nu se pot rezolva pe plan local din punct de vedere al costurilor, să ajutăm de la nivel central. În egală măsură sunt depozitele industriale care aparțin unor societăți comerciale și aici cred că sunt cele mai multe probleme. Aici discutăm și în acest moment avem o inventariere clară, discutăm cu fiecare în parte, acolo unde mai avem cu cine să discutăm, sunt situații în care societății respective sunt în insolvență sau în faliment și aici, sigur, sunt câteva soluții la care ne-am gândit și din punct de vedere juridic le analizăm în momentul de față, dacă sunt fezabile, pentru că în astfel de situații chiar România ar putea fi afectată. Dacă pierdem procesul, sigur că amenziile sunt diferite dacă ne uităm la experiența altor state. Ele vor trebui să fie suportate în cazul deșeurilor municipale de către autoritățile publice locale, deci implicit de cetățeni, și cred că nu va fi cazul pentru că vom face tot posibilul și autoritățile vor face tot posibilul să nu fie, să nu ajungem în această situație, iar pe zona de depozite industriale, acolo trebuie să suporte societățile comerciale. Dacă ele nu mai există, România va fi cea care va trebui să suporte consecințele. De aceea aici ne gândim la câteva lucruri care să fie, cum să spun, să rezolve problema, pentru că sunt și fonduri europene pe care le putem accesa. Și dacă reușim să găsim societățile, să găsim o soluție astfel încât patrimoniul respectiv să poată, într-o formă sau alta, să aplice pentru fonduri europene, atunci soluția aceasta ar trebui să fie. Mai avem o problemă tot în zona deșeurilor pe reciclarea ambalajelor. S-a iscat un scandal în 2015, s-au modificat legi, cei care produceau plăcuturi au fost puși să plătească, au contestat în justiție. În ce stadiu suntem? Aici aș vrea să vă spun că a fost o chestiune care n-a fost clarificată din punct de vedere legislativ, care a permis să se facă anumite lucruri, să spunem așa, în neregulă, ca să nu spun mai mult, pentru că nu sunt eu organ de anchetă. Dar acele organisme de transfer de responsabilitate, după cum știți, sunt în momentul de față, majoritatea, din câte am înțeles, sunt în anchetă. Nu spun că sunt vinovate, dar majoritatea sunt în anchetă. Asta a dus la reducerea activităților în anul trecut și chiar dacă s-a modificat legislația, problema n-a fost rezolvată. Aici am o preocupare constantă și astăzi am avut o întâlnire cu oameni din industrie. Am o preocupare constantă pentru că în felul acesta multe zone, multe industrie au fost afectate din cauze de neclaritate a legislației. Din acest punct de vedere am constituit deja un grup de lucru din care fac parte toți cei care sunt interesați, beneficiari sau afectați de măsurile respective și eu sper ca într-o perioadă foarte scurtă să venim cu o propunere care să creeze un echilibru între ceea ce înseamnă afectarea industriei, dar și respectarea angajamentelor de mediu. Producătorii solicită diminuarea de la 2 lei pe kilogram la 0,3 lei pe kilogram a taxei. Da, este o inițiativă legislativă care ar mers până la Camera Deputaților fiind decizională, dacă nu mă înșel la momentul respectiv, n-a mai fost, s-a întors într-un final în comisie și se discută. Este o variantă care se analizează și aici în cadrul grupului de lucru. Nu sunt convins că este general acceptată această variantă. Sunt convins că că aceasta reprezintă soluția, dar n-aș vrea să mă antepronunț. Așteptăm să vedem care este concluzia grupului de lucru. Deci, reciclatorii susțin că ei de fapt nu au deșeuri pe care să le recicleze din România și sunt nevoiți să importe. Sunt și cazuri de genul acesta, s-au importat cantități întregi și aici lucrurile chiar în anumite zone au fost, cum să spun, interpretate diferit, ca să nu spun altfel. Vă dau un exemplu, mâini luni
va veni în România o delegație a Parlamentului European, a Parlamentului Italian, care anchetează dacă nu cumva în România au venit și anchetează, vor să se documenteze, dacă nu cumva în România au venit și cantități de deșeuri care au mers la depozitele de gunoi, nu au mers la de deșeuri, nu au mers la reciclat. Deci, da, dar ca observație generală, sunt într-adevăr situații, pentru că nu se face o colectare selectivă corespunzătoare în care cei care reciclează au trebuit să importe cantități întregi de deșeuri reciclabile. Reciclatorii mai susțin că fără taxa de 80 de lei pe kilogram aplicată la întreaga cantitate depusă la groapă, nu se poate stimula reciclarea. De ce ați decis să modificați legea taxării la groapă? Dintr-un motiv foarte simplu. Dacă vă uitați, sunt aproape 3 luni de zile de când se aplică și n-am văzut să existe o creștere a gradului de materiale reciclabile. Deci procentul a rămas undeva în aceeași zonă. Nu s-a întâmplat decât ca, cum să spun, statul să încaseze mai mult. Eu am discutat și cu cei de la AFM. Obiectivul nostru nu, ca Ministerul Mediului, nu este acela de a încasa cât mai mult. Eu m-aș bucura să nu încasăm deloc, pentru că în cazul acela e un caz perfect în care nu sunt incidente de mediu și nu sunt probleme în zona aceasta. Obiectivul nostru este să încercăm să ne îndeplinim țintele și vrem să modificăm legislația, să stabilim obiective de, și vreau să vă spun că dacă la început lucrurile nu s-au înțeles foarte bine, cu ocazia ultimele vizite pe care am avut-o din partea Comisiei Europene, cu ocazia discuțiilor pe care le-am avut cu cei de la Jaspers, instrumentul de consultanță al Comisiei Europene, lucrurile au fost înțelese. Există obiective și în momentul acesta pe care ar trebui să le îndeplinească autoritățile publice locale în colaborare cu cei care sunt contractori, dar pentru că nu există un instrument care să forțeze sau să penalizeze neîndeplinirea, aceste obiective nu au fost îndeplinite. Noi nu facem altceva decât să modificăm legislația și să spunem nu mai taxăm cantitatea care merge la depozit, ci taxăm, transformăm în taxă penalizatoare pentru cei care nu își ating obiectivul de reciclat. Au un obiectiv de reciclat de 20% în primul an, 30% în 2018, 40% în 2019 și 50% în 2020. Taxa aceasta de 80 de lei se va menține la nivelul de 80 de lei, dar va fi aplicată cantității care nu se reciclează. Diferența dintre ceea ce s-a dus la reciclat și ceea ce trebuiau să facă, respectiv 20%. Deci, în felul acesta, eu cred că ne asigurăm, nu vrem să punem doar taxe de dragul de a pune taxe, care se transferă la cetățean pentru aceleași servicii, pentru că nu există în momentul de față infrastructura necesară pentru pubele diferențiate, mijloace de transport în comun diferențiat. Și vreau să vă spun că aici am discutat și cu salubriștii. Chiar dacă nemulțumirea există în zona respectivă, le-am spus și le îndeplinim una din cerințele pe care le-au avut, să încercăm să punem la dispoziția pieței, să spunem așa, fonduri, astfel încât să se poată face investiții în materiale de colectare selectivă, pubele, transport și așa mai departe. Și din fondul de mediu vom avea o măsură dedicată acestor tipuri de investiții. Ce modificări s-au adus după consultarea publică a acestei legislații? Păi, a fost un grup de lucru acolo în care vreau să vă spun că a participat și Ministerul Dezvoltării și AFM-ul și instituțiile publice, salubriști, autoritățile publice locale. Și s-au făcut foarte multe modificări. Forma finală, sigur, chiar dacă nu mulțumește pe toată lumea, este forma care credem noi și cred majoritatea celor din grupul de lucru că va duce la îndeplinirea țintelor pe care România le are. Cum veți stimula colectarea selectivă în rândurile agenților economici și a cetățenilor în condițiile în care simplele măsuri de educare nu s-au dovedit întotdeauna cele mai eficiente? Poate că n-au fost suficiente. Măsurile de educare eu cred că trebuie să continue și trebuie să le ducem în zona copiilor. Copiii trebuie să știe de mici și am văzut că sunt anumite unități de învățământ care s-au dotat, au introdus în tematică o anumită componentă, sigur, fără să exagerăm, dar cred că mai trebuie să facem mai mult decât atât, pe de-o parte, și pe de altă parte să reușim prin această presiune pe care s-o punem, pe relație dintre autoritatea publică locală și salubrist, să avem infrastructura necesară. Pentru că eu sunt convins că dacă am avea infrastructura necesară, cu siguranță cetățenii ar arunca selectiv și s-ar preocupa mult mai mult de ceea ce înseamnă. Trebuie să și vorbim mai mult de lucrurile astea și cred că aici e și datoria noastră a Ministerului să ajutăm. Cine își va suma până la urmă aceste costuri?
de infrastructură? Costurile de infrastructură, aici intrăm în zona afacerilor, să spunem așa. Pe de o parte, autoritățile publice locale au această obligație prin sistemele de management integrat al deșeurilor, pe de altă parte și colectorii, pe măsură ce se dotează, cu siguranță pot oferi servicii de calitate și cu siguranță câștigurile lor vor fi mai generoase. Există alte infringementuri în momentul de față sau unele care ar putea fi declanșate pe viitor, care ar trebui să ne preocupe în zona asta? Da, încercăm să lucrăm și pe zona de prevenție și a spus foarte bine, pentru că sunt foarte multe, acum vă spuneam că avem 4 proceduri de EU Pilot. Dacă reușim să le rezolvăm în această zonă, nu se va declanșa procedura de infringement. Dintre ele, n-aș putea să intru în detaliile fiecăreia dintre ele, dar dintre ele, 3 le putem rezolva. Rămâne una singură, pentru că ele țin de transpunerea legislației. Nu țin de alte lucruri la care România nu s-a adaptat. În special în domeniul de... Astea sunt lucrurile pe care le avem în domeniul deșeurilor și în domeniul poluării, dar vreau să vă spun că și pe zona de biodiversitate avem câteva lucruri care merită atenție.